Bună ziua și bine v-am regăsit. Astăzi am terminat cu realizatul gropilor pentru tomate. Am terminat două solare, mai avem două. Și haide să vă arăt cum am procedat anul acesta, ținând cont că aici am un pământ puțin mai nefertil, puțin mai galben, mai de baltă, să-i spunem în felul acesta. Am adus aici mraniță de aproximativ 2 ani, foarte bine descompusă, și am introdus aici în gropi aproximativ o jumătate de kilogram, cam 500 de grame la fiecare. Iată. Deci pe fundul gropilor. Gropile le-am făcut la aproximativ 40 de centimetri. Adâncimea gropilor aproximativ 10-15 cm. Deci, cum vă spuneam, am folosit mraniță. În cazul meu am avut mraniță descompusă foarte bine de porc. Haideți să vă arăt un pic și cum am aici la jumătatea solarului instalația făcută. Iată, am coloană pe mijloc de 40 de milimetri și cu ieșiri cu robineți pentru a putea opri în orice moment apa din anumite părți. Da, cam atât a fost filmul, vreau să vă arăt și vouă. Nu uitați, dacă v-a fost de folos, puteți să vă abonați la acest canal, să dați un like, care mi-ar fi foarte folositor, să faceți o distribuire. La revedere!